Frașii surori ne mai desparte puțin și se sfârșește anul acesta. Că vrem, că nu vrem, anul acesta se sfârșește și nu ne vom mai întâlni cu el așa cum spuneam la început. M-am gândit ce cuvinte de încurajare și îmbărbătare să am pentru biserica noastră, pentru mine mai întâi și pentru biserica noastră, pentru că eu le-am citit mai întâi aceste cuvinte acasă. Eu le-am primit mai întâi în inima mea și apoi am să le las și aici și am găsit cu cale să mă opresc asupra unui text din Genesa, capitolul 35, despre Iacov, unul dintre patriarhii care a trăit o pe pământ și prin care s-au născut multe națiuni, multe popoare evreiești. Omul acesta a avut lucruri negative în viața lui ca orice om, poate nu ca toți oameni așa de negative, dar sau alții au mai negative ca el, dar a avut, ca și un copil al lui Dumnezeu, a avut lucruri negative în viața lui, dar a avut și lucruri bune, mai ales după întâlnirea cu Dumnezeu, după pocăința lui, Deschideți la Geneza 35 și țineți Biblia deschisă, nu voi citi tot textul acesta, pentru că îi lung și nu vreau să îl citesc acum, îl cunoașteți, în general cunoști și copiii, știți despre Iacov când a plecat din casa părintească datorită faptului că s-a certat cu fratele său, i-a furat binecuvântarea de întâi născut și la sfatul mamei lui a plecat la unchiul său, la ban, într-un alt ținut, și acum, în Genesa 35, ne aflăm în timpul când El se întoarce de la Laban, se întoarce căsătorit cu două neveste, se întoarce cu oi multe, cu turme multe, cu uh, și cu rob, și cu roabe, probabil, cum era în vremea aceea, se întoarce și cu copii. Și uh, capitolul acesta, Genesa 35, reflectă pentru noi ce înseamnă un, o sfârșit, un sfârșit de an, dacă vreți, un sfârșit de etapă, pentru că am zis că anii se pot număra și pot numi, îi putem numi etape. Și fac aici o paranteză acum, mă opresc puțin, mi-aduc aminte că s-a spus și de aici că atunci când va veni Domnul o să avem timp destul și nu o să mai fie numărat timpul nostru și... Ia, nu știu cum o să fie, o să zburăm ca viței, zice un proroc de bucurie. Numai că vreau să corectez ideea aceasta. Luați Biblia un pic și vă uitați la amănunte. În noul Ierusalim sau pentru noul pământ, multe din vechiul pământ nu vor mai fi. Nu va, oricât vor vrea evreii să facă templu, în noul Ierusalim nu va fi nevoie de templu evreiesc, nici de biserică, nici de clădire. Spune în cartea Apocalipsei Ioan că Ioan le-a văzut în vedenie. Spune că acolo Templul este însuși Dumnezeu. Deci Templul nu va fi acolo. Nu va fi. Ce nu va mai fi? Nu va fi noapte. Delimitarea aceasta pentru noi, oamenii, nu va mai exista. Pentru că. Și nici lumină, nu va mai exista soare și e, lună, care sunt niște luminători pentru pământ și niște semne, spune în Cartea Genesei, care să ne, ne învețe ce înseamnă timp. Acolo nu vor mai exista. Dumnezeu însuși va lumina și făclia Noi, cetăți va fi Isus, Hristos, spune Biblia. Ce nu va mai fi acolo? Lacrimi, plâns, bocet, durere, lucrurile acestea nu vor mai fi, că sunt lucruri din partea din tâi, a etapei din tâi a oamenilor. În etapa a doua, veșnică, nu vor mai fi acestea. Dar un lucru să știți garantat că va fi. Măsurarea timpului pe etape va exista în noul pământ. Biblia o spune. Spun oamenii că nu va exista, greșesc, pentru că nu se uită puțin atent. Singurul creatorul este atemporal. Singurul creatorul. Creația lui este toată limitată în timp și în spațiu. Toată. Nu există creație, nu există îngeri care să zbur de prin cerul Lui Dumnezeu fără uh, etape de timp și fără, dacă vreți, fără uh, lucrări concrete, slujbe concrete care trebuie să le facă. Spune în cartea Apocalipsei că acolo, în mijlocul cetății, pe malurile râului de unde va izvoră acel izvor de sub tronul Lui Dumnezeu, va fi pomul vieții care va da rod și în, în fiecare lună. În fiecare lună. Timpul va fi măsurat în luni și în Noul Ierusalim. Acolo vom avea etape de timp. Probabil că o etapă de timp va fi proslăvirea prin cântare. Altă etapă de timp nu știu ce va fi. Este rezervată pentru Dumnezeu. Ne spune puțin Biblia, dar știm că etapa de timp pentru creație va exista. În fiecare lună pomul vieții va rodi, frunzele lui vor folosi la vindecarea neamurilor. Isaac se întoarce după o etapă de 20 de ani, petrecută la unchiul său Laban, un om care, dacă, dacă ați vrea, l-am putea numi despot, adică un, un om care a făcut ce a vrut cu, cu Iacov, cu nepotul lui. Mai întâi, Iacov s-a îndrăgostit de o fată de a lui Laban și a spus, uite, îți lucrezi șapte ani pentru ea, dă-mi o de nevastă. Păi, dar așa era îndrăgostită de el, așa era atunci vremurile a lucrat șapte ani, i-a dat-o pe cealaltă. L-a înșelat pe înșelătorul. așa e când înșel, posibil să fii înșelat. A mai slujit șapte ani și pentru iubita lui care o iubea mai întâi pe Rahela și pe urmă încă șase ani ca să facă și el ceva avere, să poată întoarce înapoi, acasă, cum zicea fratele Cornel. Era pentru el acasă de unde plecase el, de la părinții lui. Acasă unde l aștepta un frate mânios care să-l ucidă, care să-l omoare. Jurase că-l va omorâ. Ce bine că nu și-a ținut acel cuvânt. Și uh, Iacov, pentru Iacov s-a terminat etapa aceasta grea de 20 de ani. Cu bucuria a slujit 14 ani uh, ca și cum ar fi fost o zi. Sau, pentru că omul îndrăgostit slujește cu bucurie. Și să se gând să ne îndrăgostim de Domnul Isus, că nu ne va fi grea slujirea. Nu ne va fi grea deloc slujirea. Și se întoarce și mai slujește, cum am zis, șase ani. Dar acei șase ani a fost foarte grei, lui Iacov. Foarte grei. În, în cei șase ani el trebuia să acumuleze o anumită bogăție pentru el. Și în cei șase ani socrul lui l-a înșelat de multe ori. Să lucrezi șase ani la un patron și de șase ori, de, de zece ori, să schimbe salarul, dar nu să-ți-l crească. Și în favoarea firmei. Păi, acum nu mai putem să-ți dăm atâta, îți dăm mai puțin și tot din mai puțin în mai puțin. De 10 ori să-i schimbe simbria și erau vremuri grele pentru Iacov. Ziua, spune el, se topea de căldură, noaptea era frig, nu putea să doarmă, ziua trebuia să lucreze din nou și tot așa, 6 ani, plus 14 ani. Etapa aceasta s-a terminat și începe o etapă nouă pentru Iacov. Dar să nu uităm un lucru, că etapa veche trebuie încheiată cumva. Și de aceea am ales cuvintele și, și cartea aceasta, capitolul acesta din Cartea Genesei, capitolul 35, că îmi place cum a încheiat etapa veche Iacov. Îmi place cum a încheiat etapa aceasta veche, de timp petrecut la socrul său. Știți cum a încheiat-o? Știți ce a poruncit casei lui? Să facă trei lucruri. Trei lucruri. Și a spus el: Noi avem o țintă, noi ne ducem în Canaan, de unde eu am fugit. Acolo, în Canaan, există un loc care se cheamă Casa lui Dumnezeu. Am ieșit, am trăit acolo unde erau Dumnezei străini. S-au lipit de mâinile noastre Dumnezei străini. I-am avut în jurul nostru Dumnezei străini, în etapa aceea veche. I-am furat, dacă vreți, Rahela. Știți bine că a furat Dumnezeu tatălui ei. Și involuntar, fără să-și dea seama, Iacov rostește un blestem, să moară acel care a furat și la care se va găsi. Nu s-au găsit, că a avut grijă să șadă pe ei, dar blestemul s-a împlinit. Cuvintele soțului Rahelei s-au împlinit când l-a născut pe Beniamin, pe omul durerii. A murit. Pentru că s-au legat de mâinile ei ce era dat spre nimicire. Ce nu, nu trebuia luat din casa tatălui ei, chiar dacă erau onorați de tatăl ei acei Dumnezei. Avea Dumnezei străini. Avea ceva ce din piatră, ceva ce din lemn. Și i-a luat cu ea. Și primul lucru care spune Iacov casei lui, scoateți afară Dumnezei străin aceasta ține de trecut. Trebuie scos afară tot ce este rău. Nu poți să începi o etapă nouă cu lucruri vechi și păcătoase. Spune el, scoateți Dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru. 2019, oare de mâinile noastre câți Dumnezei străini s-au lipit? Oare avem în casele noastre Dumnezei străini? Ce este un Dumnezeu străin? Pentru Iacov și pentru Laban și pentru Rahela erau ceva statuete foarte... O atras-o pe Rahela. Și o zis, îmi va prinde bine în cort, o să fie frumos cortul meu, și a soțului meu. Erau sclipitori, probabil, nu știu. Atrăgeau privirile. Nu știu dacă își punea credința ca Tatăl ei în dumnezeu a străin. Dar ce poate fi pentru noi un Dumnezeu străin? Afișează, te rog, Roman 6 cu 16. Și unul dintre Dumnezeii străini care poate fi pentru noi este și poate să fie o dependență, de exemplu. O dependență. Nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați, fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire, dacă ne dăm robi unei dependențe, pentru noi este un Dumnezeu străin, pentru că în spatele acelei dependențe este un, un, un Dumnezeu străin, un demon. Și câți alți Dumnezei străini nu se pot lega de copilașii noștri, de copiii noștri? Ce ar fi, dragi copii, dragi tine, să cercetați de ce sunteți dependenți? Care e dependența care o aveți? Există o dependență? Suntem dependenți poate de internet, de telefon? Suntem. De ce să nu spunem? nu așa? Suntem dependenți de jocurile pe calculator, pe telefon? Suntem, nu așa? Nu vreau să... Mi-a venit în gând acum să spun ceva, dar nu vreau pentru că nu vreau niciodată să fac aluzii la vreo mărturisire. Nu vreau să cadă vina asupra mea. Dar ascultați-mă, dragi copii, dragi frași și surori. Dumnezeu ne cere, dacă vrem să începem o etapă nouă, tot ceea ce este vechi trebuie dat afară tot ceea ce considerăm că este vechi. Este o seară în care se încheie un an. Este o seară în care ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu. Cuvântul, s-au spus atât de frumoase cuvinte aici, de către frați. Și toate s-au spus din inimă, izvorâte din cuvântul lui Dumnezeu. Și nu s-au spus către pereții aceștia, ci s-au rostit către inimile noastre. Să luăm seama la ele. Să luăm seama la ele și să trăim ca atare. Pentru că suntem străini și călători aici. Și timpul este scurt. Nu știm etapa în care, în care credem noi că intrăm câți vom intra. Nu știm câți o vom încheia. Unii n-au încheiat-o anul acesta, așa cum am spus la început. Unii nu vor încheia poate în etapa următoare, anului următor. Nu știu, dar Dumnezeu ne spune, trecutul vechi trebuiește rezolvat. Dați afară Dumnezeu. Și al doilea lucru care le-a cerut, curățiți-vă! Și apoi al treilea lucru, schimbați-vă hainele. Curățirea se face prin sângele mielului, prin mărturisirea păcatelor, prin lăsare de ele. Curățirea se face prin cuvântul lui Dumnezeu, citit în fiecare zi, pentru că în fiecare zi suntem bombardați de ispitirile celui rău la nivelul gândurilor și dacă nu citim cuvântul lui Dumnezeu, gândurile aceleași pot face cuibă noi și le putem practica. Este un trecut care trebuiește îngropat. Suntem la cumpăna dintre ani și în anul în care se intră, să intră cu un trecut rezolvat. Dumnezeu să ne dea înțelepciune tuturor. Dumnezeu să ne dea putere să ne cercetăm fiecare, nu pe alții. Nu ne uităm în grădina altuia, nu ne uităm la persoana altuia, ne uităm în seara aceasta la noi, ne uităm la bunătatea lui Dumnezeu, care spune Biblia că ne îndeamnă să facem lucrurile acestea, adică să ne pocăim, să scoatem tot ceea ce este rău, să ne curățim și să ne lăsăm îmbrăcați în hainele Duhului Sfânt, în omul cel nou, cum spune Biblia. Apoi, pentru Iacov a fost un început nou. A fost un, și a existat un început nou. Și acel început nou era poruncit chiar de însuși Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus lui Iacov în versetul 1, scoală-te, la Betel, și știm Betelul este casa lui Dumnezeu, al doilea lucru locuiește acolo și al treilea lucru ridică acolo un altar lui Dumnezeu. Ținta pentru 2020 să fie lucrul acesta și pentru Biserica Maranata. Betelul, casa lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu nu este statică. Casa lui Dumnezeu este formată din pietre vii, dar ascultați-mă, se umblă la casa lui Dumnezeu și cea statică, că avem harul acesta. Aseară am fost puțin supărat și am zis la frații de lângă, care stau lângă mine, că frații unii dau pe noi și ne mustră pe ea care venim la biserică. Și ar trebui să-i mustre pe care nu vin. Și ei n-aud. Și tot pe ăștia care venim. Și au zis un frate, păi da, da, dau, ca să nu, preventiv adică, să nu cădem și noi, să nu venim. Păi bine și asta pe undeva, că ne ține treji. Dar bine ar fi să nu trebuiască să mai spunem de ce nu vin frații la casa lui Dumnezeu. Cei pentru noi casa lui Dumnezeu? Pentru unii casa lui Dumnezeu e locul unde se duc doar duminica. E locul unde au părtășie cu Dumnezeu doar duminica. Și în rest, problemele lor. Casa lui Dumnezeu e pentru alții locul unde când au necazuri, accidente, îmbolnăviri, vin repede să trimită bilete. Și casa lui Dumnezeu va fi în scurtă vreme pentru unii, doar locul unde vor veni să dea sfaturi, cum să se pocăiască mai... Dar atunci va fi cam târziu. Știți în ce idee spun? Nu o să uit niciodată 11 septembrie, cred că 2001, când, când au fost prăbușite cele două turnuri. S-au umplut bisericile în, în Statele Unite. Au început oamenii să meargă la biserică. Eu am urmărit efectul ăla. Se umpleau biserici și mergeau. Și mergeau oamenii care nu au umblat ani de zile la casa lui Dumnezeu. Mergeau oamenii la pastor și spuneau, frate, pastor, trebuie să facem cercuri de rugăciune, Po, să intrăm? Trei luni. La român ține minunea trei zile, zice românul. La americani au ținut trei luni și un pic. Și după aia, unde au fost oamenii ăștia? Care nu au umblat la casa lui Dumnezeu numai când se prăbușesc turnurile. La casa Lui Dumnezeu se umblă pe vreme bună. Pe vreme bună. Și în vreme rea Dumnezeu va fi cu tine. Doi oameni vroiau să treacă podul. O, o istorioară, nu știu dacă, dacă e reală, dar o spun predicatorii. Și unul a zis, băi, podul e ca în șubred, eu mă pun și mă rog Domnului să nu cădem în apă. Și celălalt s-a tot dus peste pod. Ăsta s-a rugat, a trecut și el. Dar pocăitul ce s-a rugat a zis, tu de ce nu te rogi? Păi cred că, cred că, am trecut amândoi că m-am rugat eu. Nu, nu, zice el, eu m-am rugat de acasă. Eu m-am rugat de acasă și o a Domnului peste mine și când trec peste pod bun și când trec peste pod rău. Pocăiții umblă la casa lui Dumnezeu și când e vreme bună și când e vreme rea. Vă rog frumos în numele Domnului, e un sfat. Nu stați acasă să vadă copiii în voi niște oameni leneși care vă place numai duminica să veniți și unii nici duminica. Veniți la Casa Lui Dumnezeu și în timpul săptămânii, ne încurajăm unul pe altul. Nu mai e nevoie să ne mustre frații că nu umblăm la adunare. S-au pus pe lista rugăciunii să ne rugăm pentru frații care vin la biserică, la adunare. Și au am zis, frații, băi, scrieți acolo pentru cei care nu vin, că ăștia care venim, tot mai putem să lăudăm pe Dumnezeu, că suntem în Casa Lui. Ei, bai cu cei care nu vin și au corectat și le mulțumesc. Pentru cei care nu au dragoste de rugăciune. Îmi place că Biserica Maranata are oameni care iubesc rugăciunea. Nu e o grupă mare. Dumnezeu a certificat în anii care au trecut și chiar și la începutul anului acesteia că sunt oameni care mișlocesc pentru poporul de aici, pentru lucrarea de aici și Dumnezeu îi ascultă. Sunt oameni care iubesc rugăciunea și vin de la lucru, lucră până la ora șase seara, îi admir. Și vine aici la biserică obosit și altul care lucră până la patru, zice, e prea obosit, trebuie să mă odihnesc. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Un început nou, suiete la Betel, locuiește în casa lui Dumnezeu. Locuiește acolo, era porunca. Și -o ridică un altar Dumnezeului. Câte altare ai ridicat în anul care îl încheiem? Sau mai ai altar în casă? Fiecare să-și pună întrebarea aceasta. De câte ori a fost folosit altarul din casa ta în anul acesta? Du, Domnul îndeamnă în începutul nou care vom intra, să stăm în casa lui Dumnezeu, să ne suim la casa lui Dumnezeu și să ridicăm altare pentru Dumnezeul, cel care merită să fie lăudat. În al treilea rând, viața lui Iacov, în etapa aceasta nouă, și uh, vreau, nu că vă promit, că n-am eu ce să vă promit, dar vă asigur, vă asigur, că în al treilea rând, chiar dacă îngropăm trecutul, chiar dacă avem un început nou și ne hotărâm, și cei care nu umblă la casa lui Dumnezeu să umble, vă asigur că vom avea întristări noi în anul 2020. Vor fi întristări noi. Am avut și în anul acesta. Uitați-vă în capitolul acesta, versetul 8, prima mormântare în, în familia lui Iacov. Debora, doi care carebecii. Cine era bătrâna asta? Cât s-a auzit predicându-se de femeia asta? N-am auzit niciodată să predice. Astăzi am citit din cuvântul lui Dumnezeu și m-am gândit de ce respectat o respectat și a fost atât de afectat Iacov încât, încât, Duhul lui Dumnezeu l-a călăuzit pe Moise să scrie numele doicii maicei lui, mamei lui. Știți când Rebecca a plecat la, la Isaac să se căsătorească, când Avram și-a trimis robul, a luat cu ea pe doi ca ei. Era o, o, o domnișoară tânără, frumoasă, care nu cunoscuse bărbat Rebecca dar a luat-o pe doică, i s-a permis de către părinții ei să-și ia doica care a crescut-o. Știți că se leagă foarte mult copiii de, de cineva care îi cresc, de bunici, de părinți, să nu spun că de părinți își legați oricum, din toate punctele de vedere. Pe soția mea, o perioadă cât am venit prima dată eu aici singur, a ajutat o vecină. Și Cristina era mai mare și deja umbla și mereu o lua cu ea, și la piață și pe nu știu unde, o cunoșteau deja vecinii pe fetița noastră Cristina că omblă cu tanti de mână. Și într-o zi în casă la, la, cumnații mei, la cumnatul meu și la cumnata, un vecin mai glumeț se uită la Cristina și zice, băi Cristina, dar unde e baba? Cristina foarte serioasă se uita sus la el, așa că era înalt, ea mică, și zice, nu-i baba, e tanti. Nu-i baba, l o corectat și l o pus la punct. Iacov, pentru Iacov, nu era o babă, bătrână aceasta, Deborah. Era femeia care a crescut-o pe mama lui. Și probabil, și îmi place să cred că era femeia care l-a sfătuit și pe el mult, l-a luat în brase de mic, l-a îngrijit de mic, i-a dat sfaturi așa cum îi dădea mama lui. Și prima întristare este chiar moartea acestei femei. A doua întristare, în versetul 18 și până la 20 pentru Iacov, când soția lui iubită moare, în urma faptului că a rostit niște cuvinte nesăbuite. El credea în integritatea și în credința și credea în soția lui că nu și-ar fi permis să ia idolitatea lui, dar a greșit. Și are o mare întristare aici. Și a treia întristare nu bine intră în această nouă etapă de timp își vede tatăl, bătrânul lui tată. Și acesta din nou produce o întristare în inima lui Iacov. Moare. În etapa de timp nou în care vom intra, vă asigur că vom avea și întristări. 100%. Trei mormântări să ai într-un scurt timp, pentru Iacov n-a fost ușor. Dar știți ce e frumos în al patrulea rând? Este frumos că în etapa nouă în care a intrat Iacov și în care noi intrăm, vor fi și bucurii. 100% vor fi și bucurii. Uitați ce spune versetul 9. Dumnezeu s-a arătat iarăși lui Iacov după întoarcerea lui din Padan Aram și la a binecuvântat. Și apoi îi face niște făgăduințe mai jos. Îi face niște făgăduințe. Cum de s-a arătat din nou Dumnezeu? De ce s-a arătat din nou Dumnezeu? Dar dacă erau Dumnezei străini încă în casa lui. Iacov a știut că la Betel nu te poți duce oricum. Într-o etapă nouă de timp, într-un început nou, trebuie să îngropi trecutul. Trebuie să scoți ca să fi plăcut lui Dumnezeu tot ce vechi. Și de aceea, chiar dacă vin întristări, în etapa nouă în care intrăm, în anul nou, nou care intrăm, chiar dacă vor veni întristări, dacă noi îl începem bine, îngropăm bine trecutul, scoțând afară tot ce e rău. Dumnezeu se va arăta iarăși nou. Iarăși te va căuta în familie, iarăși îți va cerceta familia, îți va cerceta copiii, te va cerceta noaptea prin visuri, prin vedenii, te va cerceta în timpul predicilor în biserică și nu vei fi ca o statuie rece, te va cerceta la cântarea de laudă. Puțini oameni mai plâng la cântarea de laudă în ziua de astăzi. Puțini oameni mai sunt cercetați. De ce? Că nu-i cântarea cântată bine? Nu-i pregătită bine? Poate că sunt inimile noastre nepregătite. Poate că sunt inimile noastre nepregătite cum trebuiește. Marea binecuvântare pentru noi, că dacă facem ceea ce, măcar ceea ce omul acesta a făcut, Dumnezeu ne va da și bucurii în anul în care intrăm, 100%. Uitați-vă, e scris un amănunt în, în capitolul 35, ce s-a întâmplat? Dar știți bine, până în capitolul 35, că fiii lui Iacov au devenit niște ucigași, doi dintre ei. Din cauza sorei lor care a privit la fetele lui, lui Het acolo în, în lume și s-a dus să vadă ce fac domnișoarele acelea frumoase, cum dansează, cum e horansat, s-a dus să vadă cum e discoteca, să vadă ce gust are vinul de acolo. Nu știu ce-o mai fi făcut, ce-o mai fi gustat. O gustat păcatul iadului până, până în fundul iadului. O gustat violul, o gustat toate lucrurile murdare care, care n-ar trebui să le guste o fată de pocăiță, o fată de fiu de Dumnezeu, o fată de, de, Dumnezeu, de Dumnezeu. Că erau copiii lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu care trebuia să fie deosebiți de toate popoarele. N-ai ce căuta să guști din lume. Și s-a întâmplat acolo o nenorocire, au devenit criminali. Și acum Iacov zice, m-ați făcut urât popoarele din jur și se așteptau la o răzbunare, că era normal să fie așa, pentru cei din afară. Era normal, ai omorât pe cineva, vin alții să o moare pe tine, să se răzbune pe tine. Dar uitați ce spune un amănunt aici, care vreau să-l știm cu toții. Versetul 4 spune, ei au dat lui Iacov toți Dumnezeii străini care erau în mâinile lor și cerceii pe care îi purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem. Am predicat în urmă cu câțiva ani în Biserica Veche despre gropile menționate de Scripturi și însemnătatea lor. Și groapa asta am uitat atunci, să spun. A avut grijă un frate să-mi amintească și îi mulțumesc. La următoarea dată o să fie pusă. Groapa aceasta care, săpat, care a săpată Iacov. Dar ce s-a întâmplat după ce Dumnezeii străini au fost îngropați? Spune următorul veset. Apoi au plecat. Au plecat de acolo, au lăsat tot ce, ce era rău îngropat. Și spune, groaza lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetățile care îi înconjurau, așa că locuitorii lor n-au urmărit pe fiul lui Iacov. Când omul se sfințește, groaza lui Dumnezeu va răspândi toți dușmanii din jurul tău, în mod deosebit pe cei din văzduh. Câtă vreme nu e sfințit, va avea cel rău ceva în tine, va avea un cui, unde va veni să zică bună ziua, eu am cuiul ăsta aici la tine, am dreptul să-mi pun pălăria. Pe urmă pardesiu, pe urmă uh, uh, umbrela și pe urmă își va găsa bucătăria cu toate ustensilele lui, Care are drept acolo. Pentru că nu ne-am sfințit și am lăsat ceva, spune Iisus, iată vine cel rău, stăpânitorul lumii acestea, dar el nu are nimic în mine. Nu are de ce să agase. Nu are niciun drept asupra sufletului lui Iisus. N-a avut niciun drept. Sfințirea aduce după sine pierderea drepturilor diavolului asupra noastră. Nu mai are niciun drept să se ia de noi. Groaza i-a umplut, groaza lui Dumnezeu, nu orice groază, groaza lui Dumnezeu, specific aici cuvântul, s-a răspândit peste cetățile care înconjurau. Cum arată groaza lui Dumnezeu? Dragostea lui Dumnezeu ni s-a predicat. Dar cum arată groaza asta lui Dumnezeu? S-a exprimat în Egipt prin zece plăgi acolo, prin 10 plăgi. Și egiptenii au văzut groaza lui Dumnezeu. Oamenii ăștia au simțit în inimile lor. Au zis, ceva i cu poporul acela, nu ne atingem de ei. Chiar dacă ne-au omorât o cetate și pe toți bărbații de acolo. Frașii și surori, doresc bisericii Maranata un an nou binecuvântat împreună cu Domnul Isus. V-am mai spus că îmi place de niște tineri și le folosesc cuvântul acesta și eu cu Domnul Isus. Doar cu Domnul Isus, în călătoria noastră, trecutul să -l, să -l, cel vechi și tot ceea ce este rău să fie scos afară de la noi. Începutul nou, pentru unii nu este un început nou să umble la casa Lui Dumnezeu, pentru că au umblat tot timpul și ați fost numiți pe bună dreptate neprihăniții Lui Dumnezeu. Pentru fiecare din voi și din noi și pentru noi toți, Hristos a murit și noi toți din locul acesta credem în El. Deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, s-a citat, avem pace cu Dumnezeu prin Isus Hristos. Suntem neprihăniții Lui, dar trebuie tot ce s-a lipit de noi. Vrem, nu vrem să lipesc lucruri de noi în etapa veche, să ne debarasăm de ele și să începem un început nou, ridicând altarele Lui Dumnezeu, reparând altarele Lui Dumnezeu. Și chiar dacă vor fi noi întristări, în etapa aceasta nouă, să nu uităm că vin din nou bucurii. Nu norul este veșnic, ci soarele acel ce învinge și rămâne stăpân în urmă el. Nu încercarea, nu suferința, nu boala. M-am gândit zilele acestea și astăzi, că astăzi am aflat vestea că fratele Cristia a fost chemat la Domnul acasă, este socrul fratelui Nelu Filip și așa am aflat, M-am gândit la sora Dana care a plecat dintre cei vii din Arad și n-a plecat ușor această soră a noastră în Domnul, ce a fost desăvârșită prin suferință. Privit din afară, prin ochii unui neavizat în credință, ar putea acei ochi să vadă și să spună gura acelui om cer o stare să-l slujesc pe Dumnezeu și să mori în suferință, să mori în chinuri, să mori în durere. Să mor pe la medici. Este ochiul unui neavizat într-adevăr în credință, dar unui, ochii unui om credincios văd în Scriptură. Spune Biblia că Hristos Domnul a fost des, desăvârșit prin suferință. Petru spune că și la aceasta sunteți chemați pentru că și Hristos a suferit pentru voi. Vor fi întristări, vor fi suferințe în suflet, la nivelul trupului, la nivelul Duhului, dar vor fi și bucurii. El promite, așa cum i-a promis lui Iacov, că îl va binecuvânta, îi va da țara promisă lui Avram și lui Isaac, îi va înmulți neamul. Dacă ne uităm în Biblie aici, la, la spița de nam a lui Esau, erau mulți, dar unde mai auzim de ei? Cartea Genesei Genese. și atâta toți. Și mai auzim de neamul lui, de edomiți care erau răi, un popor rău și pe care Dumnezeu până la urmă i-a nimicit. Și astăzi unde auzim de edomiți și de Esau? pe nicăieri. Dar unde auzim de spița lui Iacob? Peste tot, în lume. Peste tot, pustia înflorește. Acum, pustia este înflorită în Israel. Pentru că Dumnezeu le dă înțelepciune să fie cap și nu coadă. Dumnezeu nu-i pare rău de făgăduințele lui. Pustia a înflorit. Pustia a înflorit. Sunt multe lucruri bune care vin de la evrei. Pentru că sunt poporul lui Dumnezeu. Și așa cum s-a predicat nu de mult, în legământul lui Dumnezeu cu evrei, are încă plan cu ei. Chiar dacă templul lor în nou pământ nu va fi nevoie de el, pentru că Dumnezeu va fi templul nostru și a pământului nou. Și Isus va fi soarele care va lumina. Aș vrea în încheiere să mulțumesc tuturor care a slujit în Biserica Maranata. Nu o să mai numesc acum compartimentele pe rând, pentru că o parte sunt plecați în România și așa, dar în numele Domnului Isus, ca slujitor a vostru, vreau să vă mulțumesc tuturor care v-ați dedicat în slujire începând de la o cântare în comun, care ați cântat-o cu biserica, o cântare solo, o poezie, slujire la grupe, la cor, la fanfară, la orchestră, la tehnică și oriunde ați fi tuturor, eu ca om vă mulțumesc în numele Domnului, dar există o vreme când etapa de timp a tuturor oamenilor se va sfârși și atunci nu eu vă voi mulțumi. Eu o să mor, poate, până atunci, sau și voi, și noi toți, sau poate vine Domnul. Dar când se va sfârși această etapă de timp a noastră a tuturor, știu sigur, știu sigur că Isus, regele regilor, personal fiecăruia îi va mulțumi. El nu va face o mulțumire comună, generală, așa cum fac eu acum. Nu, nu. El își va lua timp pentru fiecare în parte, va sta față în față cu fiecare suflet în parte. Și personal îl va răsplăti pe acel suflet. Așa ne arată cuvântul lui Dumnezeu. Va fi o lucrare publică, deschisă, spune Biblia. Când va răsplăti pe cei care vor fi mântuiți, va vedea cerul întreg și va mulțumi tuturor. Și noi îi vom mulțumi și să-i mulțumim. Și să încheiem anul acesta plin de mulțumire și cu dorință, așa cum și frații ne-au îndemnat și eu v-am îndemnat și m-am îndemnat și pe mine. Tendința aceasta de a lipsi câteodată de la adunare în timpul săptămânii, mărturisesc că am avut-o și eu. Nu am, nu am, spus ca unul care n-am căzut în lucrul acesta. Că într-adevăr, poate că și bolnav câteodată și cu antibiotic, avem motivații, dar câteodată am venit și cu antibiotic la biserică. Și n-am pierdut, și nu cred că am pierdut, deși s-a agravat poate boala. Nu stați acasă. Sunt zile care, ca și astăzi, nu cred că am tăiat lemne, nu cred că a scrăpat lemne niciunul. le-a scrăpat săptămâna trecută cei care veți ca mine. V-ați pregătit deja, sunt acolo pus, aveți până după sărbători. Nu cred că a scrăpat granit să vă puneți pe trepte, că ăla l-ați cumpărat grata, gata, șlefuit și îi pus. Nu suntem obosiți. În seara aceasta o să ne despărțim, o să mergem la casele noastre, dar să nu uităm să ne plecăm genunchii. Unii la orele 12 vor înălța paharul de șampanie voi să înălțați paharul izbăvirilor pe genunchi și noi toți. E un gest simbolic care îl facem și nu numai simbolic, în realitate îl facem în prezența lui Dumnezeu. Un gest simbolic, am vrut să spun, al paharului de izbăvire, pentru că noi nu înălțăm alte pahare. Dumnezeu să binecuvinteze și copiii din Biserica Maranata, adolescenții, tinerii și în mod deosebit Dumnezeu să binecuvinteze mamele cu copii mai mulți, mamele care de curând au născut și aici Rugați-vă pentru familia sorei Fibia și a lui Petrică, că micuțul Iacob a fost operat, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Haideți să ne ridicăm, ridicăm cu toți în picioare alături de mine și vrem cu întreaga biserică să intrăm într-o rugăciune de mulțumire, în care să-i mulțumim Domnului că până aici ne-a ajutat. Până aici El este steagul nostru de biruință. Până aici El este stânca în care ne-am ascuns când au lovit valurile noi, N-am avut unde să alergăm, n-am avut la cine să alergăm, cine am dus la bunătatea lui, ne-am dus la îndurarea lui și el ne-a ocrotit pe dinainte și pe dinapoi și mâna lui a fost deasupra noastră și a copilașilor noștri. Merită Domnul să-i mulțumim. Iar după ce toți vom mulțumi Domnului prin fratele Iova Cristi, va continua rugăciunea de mulțumire și ne va încredința în brațul Domnului la plecare din locul acesta. Amin.